Bună seara! Bună seara! Cum vă numiți? Radu Palaniță. De unde veniți, domnul Radu? Din București. Din București. Și ce, cu ce vă ocupați? Sunt mecanic auto. Bun! Foarte bun! Și cu ce ați venit astăzi la România Au Talent? Cu mașina! Am venit cu să mașina. Cânt. Și de cât timp cântați? De aproximativ 4 ani jumate de când am descoperit că pot cânta. Dar cum ai așa, descoperit? Așa peste exact. Noapte, adică... Pur și simplu, da, într-o seară cu prietenii. Într-o seară cu prietenii. La o petrecere. Așa începe. Da, da, să-i spunem așa. Frumos era să fie vreo poveste asta. Doamne, nu o să vă vină să credeți. Eram într-o zi și nu-i dădeam de cap la planetară. Zic, tui, și am început așa brusc o dată. Tui... Și zic, da, uite, bă, băiete. Așa era tare povestea, știi, sărăm? Băi, deci, ce triluri are Andu. Plângeau ce... planetarele, săreau bucșele între ele. Bă, dădeau cap în cap, incredibil. Păi, să te ascultăm atunci. Succes! Mulțumesc! Setembru frumos. I who have nothing, I who have no one, must watch you go dancing by, wrapping the arms of somebody else when darling is so. Nu înțeleg eu, Radu. Până la petrecerea aia, tu n-ai încercat niciodată să cânți? Nu, niciodată. Este incredibil. Dar de adică ce? A fost nevoie de o petrecere, de o beție, ca să-ți dai seama că tu ai vocea asta superbă. Da. Realmente, eu nu mi-explic asta, pentru că... Bă, n-ai... Toți am trecut până viață. Măcar odată ai cântat la duș singur... La o petrecere, când erai mic, să nu te fi pus părinții niciodată, ia zi, mă, mic, la școală, la ora de muzică. Mă, chiar așa toți profesorii să fi fost cu dopuri în urechi, să nu fi sesizat unul, că băiatul ăsta are un timbru cu totul aparte și are și voce, ureche muzicală. Poate de acum încolo, iată noul meu coleg de breaslă, Radu. Să rămână. Îți doresc succes în tot ce faci și mi se pare incredibil, știi, cum abia la vârsta asta ți-ai dat seama de talentul ăsta incredibil. Ce voce superbă! Florin! Eu îți mulțumesc pentru că ai făcut acest pas, pentru că, în primul rând, eu asta apreciez la această emisiune. Faptul că oameni, fără niciun semn al destinului sau al vieții, descoperă ceva și vin aici. Și au câte o meserie. Uite, anul trecut era o croitoreasă, acum este un mecanic auto. Mâine puteți fi milionari. Mulțumesc frumos! Andy! E ceva al tău pus deoparte pe care tu ți l-ai descoperit și de care acum te bucuri.
Mi se pare că ăsta e cel mai mare câștig pentru noi, e cel mai mare câștig că ai venit aici să ai aceste satisfacții și practic le împarți împreună cu noi. Bravo! Mulțumesc frumos! Te rog, și un verdict. Foarte simplu. Un mare da. Mulțumesc de suflet. Mihai? Da, felicitări. Mulțumesc. Mă gândeam acum că am auzit foarte multe voci, foarte multe voci frumoase, dar câteva sunt speciale. Și vocea ta e specială, ai un mare da de la mine. Mulțumesc frumos. Florin? Se întâmplă următorul lucru, măi copii. Deci, câteodată, știi, nu trebuie să lași doar pe mâna destinului sau pe mâna, eu știu cui, știi? Și atunci eu vă spun ceva, eu cel puțin de un mecanic auto vai, am nevoie. Vai, da. Nu cred! Vreau să te responsabilizez. Aproape că mi-au dat lacrimile văzându-l că nu-i vine să creadă că îi se întâmplă acest lucru. Vă mulțumesc frumos! Felicitări încă o dată, meriți! Să rămână, mulțumesc! Vai! Cum te simți? Te-am văzut că ești cu lacrima în colțul ochiului. Emoționat. Deci Dita mai om, uitați-vă la el ce emoționat e. Nu m-am așteptat la asta. Nu te-ai așteptat? Nu vine să cred. De ce? Nu știu, o meriți din plin. Nu la asta m-am așteptat. Îți jur, dacă nu mi-a venit să plâng când am văzut și reacția lui și așa, da. M-ai terminat. Despre asta e vorba. Foarte frumos. La suflet mi-a mers. Acordarea acestui Golden Buzz este o reacție pură de emoție.